Sute de sibieni își serbează astăzi ziua numelui. Pentru locuitorii din Tălmăcel care poartă numele de Ion sau Ioana, ziua este una cu totul specială. Sunt udați în râul care străbate localitatea într-un obicei care se păstrează de sute de ani. Încă de dimineață, sătenii din Tălmăcel au început să împodobească carele cu boi și cai, cu ștergare cu sute în casă, dar și cu alte obiecte specifice sărbătorilor. Boii să se asemene cu un car împodobit. Avem pe car două hăciuci cu chindeaua și boii trebuie împodobiți cu țoale pentru ca să se asemene carul cu boii. Udatul ionilor marchează sfârșitul sărbătorilor de iarnă. În fiecare an, pe 7 ianuarie, se sărbătorește. Care poartă numele de Ion vor fi duși la râu și udați, stropiți cu apă. După ce carele au fost împodobite, tinerii necăsătoriți, însoțiți de toți localnicii, pleacă spre centrul satului. După slujba din biserică, oamenii pleacă spre râul care străbate localitatea. Aici, conform tradiției, toți cei care poartă numele de Ion sau Ioana sunt udați în apa rece ca gheața. Primii sunt preotul și primarul, indiferent de numele pe care îl poartă. Se vorbește că tradiția are mai mult de 100 de ani, iar obiceiul cu caii se pare că este de la 1918, când s-au întors de la Marea Unire și au venit călări pe cai împreună cu tricolorul, care l-a predat la ceata mare și de atunci s-a menținut, nu s-a întrerupt niciodată, nici chiar în timpul războiului. După ce toți Ionii și Ioanele au fost udați, sătenii se adună în centrul localității și petrec cu muzică populară până seara târziu.